Monica Gabor s-a întors aseară în țară. Pe aeroport au așteptat 10 de jurnaliști și paparații. De această dată nu s-au mai ferit de ei, dimpotrivă. Monica Gabor a plecat peste ocean în căutarea fericirii și s-a întors în țară mai zâmbitoare ca oricând. A fost atât de bine dispusă încât a stat de vorbă cu jurnaliștii care au întâmpinat-o la aeroport. Îmi cer scuze pentru reacțiile mele din trecut, dar am trecut printr-o perioadă mai dificilă. Fostul meu soț a încercat să mă sfâșie, dar nu a reușit. Iar acum este fericită în brațele altui bărbat. Eu și iubitul meu formăm deja o familie. Asta n-a fost singura dezvăluire pe care a făcut-o Monica. Am de gând să fac Crăciunul alături de Irina. Sper să se poată acest lucru. Curând ea va fi alături de mine în Statele Unite. Trebuie să reușesc pentru ea. Până când se va întoarce în Statele Unite, Monica va participa la mai multe evenimente mondene, contra cost. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a fost chiar aseară, la scurt timp după ce a sosit în țară, la o petrecere organizată în centrul spa de la parterul complexului rezidențial în care locuiește.